Pe ea nu o interesează banii ca să fie bogată, ci pentru a exista și a se putea menține. Important este familia, copiii. Ea crește și educă 4 copii deosebiți, care îi sunt sprijin în toate. Toate performanțele și succesul nu îl obținea dacă nu avea în spate un soț bun și înțelegător și sprijinul copiilor. În viață sunt întâmplări de multe ori, sau noroc, nici nu știu cum. Eram student și un prieten de-a meu a plecat după pâine, să cumpărăm pâine. Zic, ne ducem după pâine, dar să trecem prin ospătăria studențească. Și când am trecut, am văzut o fată din sat la noi și am început să vorbesc. Și mai uitându-mă pe în sală, am mai... marcat. Da, m-a marcat o ființă. Când am întrebat cine, cum spuneau pe timpul și ele, e mastacica noastră asta. Era cea mai mică din toți elevii. Erau niște elevi mari, zdravene. Și m-am dus din nevoie, m-am dus, și mi-am luat și eu să mănânc la ospătărie. Chiar dacă nu mi-era foame, da, la moment. Și era una singură la masă, m-am apropiat, mi-am cerut voie dacă se poate. Și de la asta s-a început. Cum ați cerut-o în căsătorie? Vă aduceți aminte? Care au fost emoțiile pe care le-ați avut atunci? Eu am plecat de aici cu părinții mei. Ne aștepta la ei. Ne-am dus întâi înainte, că eu singură m-am dus în ospiție și trebuia să o cer în căsătorie. Și de aici niște emoții așa de mari. Și părinții ei să le iau să duc, tot aveau nu știu ce o ceremonie. Nu știau ei și ocazia de tot. Adică foarte greu, adică... Ați avut mari emoții. Da. Dar... aveți atât o casă, atât de... e frumoasă, e bine amenajată, aveți 4 copii, e frumoși. Cum vă descurcați dumneavoastră cu toate astea? Avem un acumulator, cum s-ar spune. Ea este acumulatorul la toți noi. Adică ea e plină de energie și ne împli și pe noi. Și vă de energie. Da, adică uneori putem să mai lenevim, dar dacă... este manjură. Dacă o spus mămică așa... adică, spus... în primul rând, nouă uneori, cum să ne spui? Păi să ne fac observații. De atât așa, adică ne apucăm, muncim tot împreună, dar adică ea ne împli de energie pe toți. Cum v-ați simțit în momentul când doamna Rada v-a spus că o să fiți tată? Păi e o bucurie foarte mare și când au aflat și ai noștri, tăiați, ce vrei să ai băiat? Eu din prima dată i-am spus și ei, vrem să am fată. Asta e visul fiecărui tată. Nu știu de ce bărbații tot timpul spun că vor fi. Nu, sunt mulți care e ca bărbat, adică da, când mi-a spus, când a născut, că atunci nu se spunea. S-a născut băiat, dar noi atunci vroiam numele să-i spunem. Că e Iulian, că Andrian. Și cum la noi poporul e cam lenos și de la Andreana să-i spui Andrei. Andrii, cum se spune. Și noi de-ata am spus Iulian. Când copiii erau mici, cine mai mult sta cu copiii? Păi noi am avut și dădacă. Noi până cu vreo 4 ani în urmă, noi eram numai pe drumuri. Adică dimineața, de la ora 7 ne scolam și până pe la vreo 10, abia ne, cum spun, ne ieșeam în casă. Și era și dădacă. Sunteți un sprijin bun pentru doamna Rada în afaceri, în toate, o susțineți în toate în ceea ce... Ce să fac, Dumnezeu, i-a dat harul ei mai mare de a... cu mai multe idei ca mine. Asta, mulți bărbați așa ceva n-ar recunoaște și orgoliu bărbătesc nu le-ar permite ca să-i dai voie la o femeie să realizeze. Păi asta, dumneavoastră ați acceptat chestia asta? Păi, asta. Nu vă deranjează orgolul ăsta? Păi, dar nu mă deranjează. Păi tot e în folosul nostru, ce și să faci și să... în folos la toți. Adică nu mă deranjează, că e mai activă ca mine și
seara după o zi de muncă grea, care sunt cuvintele cu care o alinați cel mai mult? Mai des ei ne alină pe noi decât noi. Noi suntem mai, cum am mai spus, mai sărași, dar e... Uneori parcă ar fi o mamă pentru noi. Eu vă spun că ei... Mai multă energie are ca noi. Uneori nu ne-ar conveni că, cum s-ar spune, am fi parpuși la treabă toți. Dar chiar și când am început noi activitatea asta, pentru dânsa a fost vis. Adică mulți din businessmeni visează bani. Și multă lume când își doresc mult sănătate și bani mulți. Iată, la noi banii nu ne gândim, adică creăm da. Ceva, adică și fără dânsă și nu da, poți, dar adică nu e scop principal banul. Ilean fiind cel mai mare copil în familie, cum apreciez ceea ce face mămica? Eu apreciez foarte mult toate aceste lucruri, poate că noi mai rar le spunem lucrurile astea, chiar dacă ne gândim și vrem să le spunem și tot... Noi avem așa o calitate de a lăsa pe azi, de azi pe mâine de multe ori. Și asta tot ne gândim, spunem, dar nu le spunem. Și adică mai rar spunem toate lucrurile astea. Apreciez foarte mult, singur tot am multe idei, multe, dar adică nu sunt așa de plin de viață cu mama. Și adică noi de la, cum mi-a spus și tata anterior, noi de la ea ne împlem și noi cu energie. Ai spus că ai multe idei frumoase și vii cu ideile mamei și spui că, uite, mami, vreau asta, ar fi bine. Da, noi, în general, discutăm foarte mult asupra ideilor pe care le avem, adică așa, și vrem să facem. Unica problemă, adică până în sfârșit te lovești cu așa, că bani într-un an ajung. Și, adică, întotdeauna încercăm să ne limităm la ceea ce avem. Să facem așa, din puținul care l-avem, să facem ceva frumos. Ca să nu ne bucurăm numai noi, adică de ce și facem, să pot bucura și oamenii din jurul nostru. Faci turismul, ce idei ai pentru viitor de a dezvolta în continuare aici la sat? Dacă sincer să vă spun, mai tare mama în direcția asta. Eu am terminat turism, am terminat Colegiul Național de Comerț la SEM. Acum sunt la SEM, învăț, tot la aceeași facultate, turism și servicii hoteliere. În general, nu știu, eu sunt mai pesimist în privința asta cu turismul. Mama e mai optimist. Înseamnă că trebuie să te încarci încă mai mult de la ea. Posibil, nu știu. Poate că am mai fost, eu am fost mult prin țări străine, am fost prin Ucraina, prin România, adică am fost tot cu turismul. Și am văzut acolo, adică, mai multe lucruri, mai, nu știu, și am impresia că la noi e cam slab, adică nu. Dar, cum spune și mama, asta e chestie de viitor. Și, da, mă gândesc și eu că așa și este, mai mult o chestie de viitor. Adică acum muncim și sperăm că rezultatele sunt ca și copacul. Care este visul tău pe care vrei să-l realizezi împreună cu mămica? Noi am cumpărat fermă din sat, că are ideea cu ferma. Eu am început să mă ocup cu iepuri cu aproximativ 4 ani în urmă. Eu încă învățam la colegiu, am nevară acasă și am început să cresc iepuri. Și chiar dacă mă ducem la... Eram la învățat, învățam eram la frecvență la colegiu și veneam toată vinerea acasă și duminică mă ducem înapoi, adică aveam iepuri, am avut peste 100 și ceva de iepuri și m-am gândit la început să cumpărăm, să luăm în arendă un grajd. Mă gândeam să mă apuc cu un prieten de meu ca să cresc iepuri. După care am discutat, dar nimic concret. Pe urmă m-am gândit că sunt singur și apoi cu încet am discutat cu mama, poate luăm, poate facem. Că așa s-a ajuns la ideea asta și am cumpărat fermă. Și adică ceea ce vreau să fac eu tot, e o zonă de agrement. Și adică sunt mai multe idei referitor la ce și cum, dar până când cu asta ne ocupăm, încercăm să facem și cere mai puține investiții. Tinerii de vârsta ta vor să plece peste hotare, vor să-și deschidă afaceri, nu știu, diferite domenii. Tine, nu te încântă ideea asta? Tu te tragi aici, văd că la... Da, poate câteodată mai am și eu așa. Mai sunt colegi de mii, mulți colegi plecați prin Statele Unite, prin Franța, prin Spania, Italia.
Știți, când vin, e așa entuziasmat și spun că așa, și așa, și așa. Da, adică, că, pur și simplu, că stână și aș vrea să văd și eu, și ești, și ești. Dar tot, adică, pur și simplu, că mă gândesc că am așa și face și mai tare gândul, ideea pe care vreau să o realizez, mă bucură și adică uit de toate astea. Și nu pot spune că adică sunt atât de tare, câteodată așa, numai când mă întâlnesc cu colegii și când îmi spune că au fost și că așa e frumos. Ce simți atunci când toată lumea din jur o laudă pe mămica? Mă bucur. Te bucuri? Da. Deci ești mândru de ce... Sigur. De ceea ce faceți voi și ceea ce vă aduce succes. Da, am început să înțeleg toate lucrurile astea. Cum am spus mai devreme, noi facem discotecă așa. Și eu am început să fac discotecă. La început aveam un centru muzical, adică slab așa, și mi-a dat cineva o idee, mi-a spus că nu ar să fac discotecă, dar aici o vecină de noastră tot avea un bar și ea făcea discotecă. Și m-am apucat eu așa cu încet, cu încet, pe urmă am vorbit cu mama, adică nu aveam bani ca să luăm pentru discotecă toată apărătura asta. Și un fiind de mine mi-a propus că, adică, da, ca să mă folosesc niște boxe. Și am început să fac discotecă și n-am, adică nu știam, a să vie așa, și când au început să vie tineri, au început să adune tot mai mult și mai mult, au început din toate satele din raion să vie aici tineri, în tineretul, adică așa mă simțeam bucuros într-un fel. Așa, știți cum, noi poporul așa, mai puțin până să ajung să-ți spui că bravo, că așa, dar totuși sunt și oameni pentru oameni, au fost tineri care s-au apropiat și mi-au spus că bravo, că într-adevăr apreciem, că așa și așa că ai făcut. Adică așa, atunci am început să înțeleg toate lucrurile astea.